Criza economică îi afectează pe unii mai mult, pe alții mai puțin. De curând, directorul Spitalului Județean de Urgență Slatina, Diana Iacobescu, s-a întors dintr-o deplasare de câteva zile în Italia. Profesională, precizează domnia sa, și asta în condițiile în care mii de ochi sunt ațintiți către datoriile pe care le are spitalul și care însumează nici mai mult, nici mai puțin de 180 de miliarde de lei către diferiți furnizori. Eram puțin plecată în Italia, știți bine că acest program... Au fost 4 zile efectiv, nu am nimic de ascuns și nu știu de ce dumneavoastră vă gândiți că eu aș putea avea ceva de ascuns, sunt într-o transparență totală. O parte dintre aceste datorii se reflectă și asupra societății de distribuție apei potabile. Să stea mai puțin pe la Milano și să verifice ca măcar utilitățile să fie plătite, pentru că dacă apa, gazele și curentul sunt achitate în timp, medicii ar putea cât de cât să-și desfășoare activitatea. Trecem peste cele peste 150 de miliarde de datorii pe care le are spitalul și care se măresc de la o zi la o zi la de la o zi la alta, în condițiile în care acel spital practic funcționează de luni bune de zile ca și cum nu ar fi condus.